Vă invit să vă ridicați și să deschideți împreună cu mine în Ieremia, capitolul 14. Vom citi primele 11 versete ale acestui capitol. Dar Ieremia, capitolul 14, cu 1. Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei. Iuda jelește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici când se duc la fântâni nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale, rușinați și roșiți își acopăr capul. Pământul crapă pentru că nu cade ploaie în țară și plugarii înșelați în nădejdea lor își acopăr capul. Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii pentru că nu găsește verdeață. Măgarii sălbatici stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer în piept, ca niște șerpi. Li se topesc ochii pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu, care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară? Ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea. De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi. De aceea, nu ne părăsi. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo. Nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele. Și Domnul mi-a zis, nu mișloci pentru poporul acesta. Doamne dragă, am vrea să ne smerim înaintea Ta. Și am vrea în primul rând să-ți mulțumim pentru nori și pentru ploaia măruntă de afară, pentru ploaia din săptămâna care a trecut. Și Doamne, în al doilea rând am vrea să înălțăm numele Tău, așa cum am cântat, bunătatea Ta, frumusețea Ta, îndurarea Ta. Doamne, Te rugăm, înalță-ți numele chiar și în dimineața aceasta, în fața unui text atât de negru ca și acesta, în fața acestei porunci de a nu mijloci pentru o situație chiar atât de disperată cum era aceea din popor atunci. Doamne, Te rog, învață-ne căile Tale și Te rog, arată-ne frumusețea Ta, ajută-ne să o vedem, ajută-ne să ne îndrăgostim cu toată inima de Tine și să plecăm de aici acasă motivați să stăm alipiți de Tine cu toată viața noastră. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am să încep rezumând în câteva cuvinte drumul pe care l-am parcurs până acum prin cartea Ieremia. Văzut că Ieremia, cartea, a început printr-o chemare pe care Dumnezeu i-a făcut-o prorocului său, Ieremia. A fost o invitație la fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu pentru cei din vremea lui, pentru cei din generația lui. Capitolul 1, am putut vedea următoarele. Domnul mi-a zis, spune Ieremia, nu zice sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta. Și astfel își începe Ieremia lucrarea. Dar motivul pentru care Dumnezeu îi cere lui Ieremia să fie purtătorul lui de cuvânt înaintea poporului, l-am putut înțelege pe măsură ce am parcurs următoarele secțiuni din carte, următoarele capitole, acolo unde am putut vedea, spre exemplu, în capitolul 3-6, cum Iuda s-a întors la Dumnezeu, însă nu a făcut-o cu toată inima, ci a făcut-o doar cu prefăcătorie. Mai apoi, cum același popor, în capitolul 7, a ajuns să transforme templul lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari. Iar dacă este să ne gândim la duminica care a trecut, am putut să vedem cum oamenii lui Iuda au ajuns să semene cu un brâu stricat, care nu mai era bun de nimic. De aceea Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia și l-a însărcinat să fie purtătorul lui de cuvânt înaintea poporului. Astăzi am dorit să facem un pas mai departe în studierea cărții și să ne oprim lângă o nouă secțiune de text, și anume capitolul 14 până în 17 cu versetul 4. Secțiunea conține o serie de dialoguri dintre Dumnezeu și Ieremia, sau dintre Ieremia și Dumnezeu. Și
înspre finalul capitolului vedem cum dialogul se mută, înspre finalul secțiunii vedem cum dialogul se mută dinspre Ieremia și Dumnezeu, înspre Ieremia și popor. Dar întreaga secțiune ar putea fi grupată în trei blocuri mari de text. Și anume, capitolul 14 până în 15 cu versetul 9, vedem pe Ieremia încercând să mijlocească pentru popor înaintea lui Dumnezeu, în speranța că va reuși să-l convingă pe Dumnezeu să renunțe la pedeapsa pe care o dusese asupra poporului, la seceta care îi bântuia. Ieremia devine astfel un reprezentant al poporului înaintea lui Dumnezeu, încercând să mijlocească pentru popor, înaintea lui Dumnezeu, salvarea lor. A doua secțiune se învârte în jurul autocompătimirii și depresiei lui Ieremia. Ieremia uită în întregime de popor, ba mai mult, îi cere lui Dumnezeu chiar să-i pedepsească pe prigonitorii lui. Focalizarea lui principală devine suferința dinăuntru lui, care era atât de mare încât nu o mai putea stăpâni. Ieremia se autocompătimește, ajunge în depresie și în pragul disperării. În ultima secțiune, vedem cum Ieremia se reîntoarce la acel rol pe care l-a primit în capitolul 1, și anume de a fi gura lui Dumnezeu pentru popor, de a fi purtătorul lui Dumnezeu de cuvânt pentru cei din poporul lui și de a transmite mesajul lui Dumnezeu către popor. Și Ieremia o face cu întreaga ființă, acceptă astfel chiar să se retragă din viața normală a poporului, acceptă să nu se căsătorească, acceptă să nu meargă la mormântări, să nu meargă la petreceri, pentru că în felul acesta să comunice în văzul tuturor faptul că Dumnezeu a fost acela care s-a retras din viața poporului său. Dumnezeu a fost acela care și-a retras pacea, îndurarea și bunătatea din viața lor. Cum timpul este limitat, ne vom opri în această dimineață doar la primul bloc de text, la mijlocirea lui Ieremia. Însă pentru cei care v-ați dori să aflați mai multe despre cel de-al doilea bloc de text, și anume despre autocompătimirea și depresia lui Ieremia, v-aș readuce aminte de faptul că duminica următoare seara va avea loc o seară de tineret, în care va fi discutată mai pe larg acest subiect al depresiei în cartea Ieremia. Și dar haideți să intrăm în prima secțiune, în această secțiune în care Ieremia mijlocește pentru poporul lui Iuda. Capitolul 14 începe prin descrierea situației disperate în care a ajuns Iuda datorită secetei. Lipsa ploii nu era însă ceva accidental pentru ei, ci era unul din blestemele legământului pe care Dumnezeu îl încheiase cu ei. În Deuteronom Dumnezeu le spusese: dacă nu veți asculta, atunci cerul deasupra capului tău va fi din aramă și pământul sub tine va fi din fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Așa ceva pare să se întâmple, chiar se întâmple pe vremea lui Ieremia, și consecințele secetei erau vizibile absolut peste tot, așa cum am și citit în primele versete. Iuda jelește, cetățile sunt pustiite, triste, posomorâte, strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să ducă apă, dar cei mici se întorc cu vasele goale, roșinați și rușiți. Plogarii sunt și ei rușinați și își acopăr capul. Cerboaica își părăsește puii, măgarilor sălbatici li se topesc ochii, pământul crapă. Ieremia nu mai rezistă la vederea întregii priveliști și izbucnește, încercând să-l convingă pe Dumnezeu să abată pedeapsa de deasupra poporului. Asemenea lui Moise odinioară, Ieremia face în primul rând apel la numele Domnului pentru a încerca să-l înduplece pe Dumnezeu, să înlăture pedeapsa. Și sunt trei replici pe care Ieremia le rostește înaintea lui Dumnezeu și la care am dorit să ne uităm. În primul rând, el spune: dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, pentru numele Tău. Pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? Dumnezeu însă nu acceptă mijlocirea lui Ieremia, ci îi răspunde într-un mod categoric. Deși Ieremia invocă numele Domnului, la fel cum a făcut-o Moise odinioară, nu mijloci pentru poporul acesta. Așa că Ieremia revine și dă o nouă replică, o a doua replică, și o spune: dar prorocii sunt de vină. Cea de-a doua încercare are exact același scop, și anume de a-L îndupleca pe Dumnezeu
să oprească pedeapsa. El face apel la vinovăția poporului, la vinovăția prorocilor, tocmai pentru a cerca, într-un fel, să diminueze din vinovăția poporului. Ah, Doamne Dumnezeule, iată că prorocilor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. În prima fază, Dumnezeu pare să-i dea dreptate lui Ieremia, recunoscând faptul că prorocii greșesc și recunoscând răutatea lor. Prorocilor prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit și ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase. Dar atunci când vine vorba despre pedeapsă, Dumnezeu își menține hotărârea. Dumnezeu rostește pedeapsa atât asupra prorocilor, cât și asupra celora care i-au ascultat. Și el spune, prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete, însă, iar, acei cărora le prorocesc ei, vor fi întinși pe ulițele Ierusalimului de foamete și sabie. La acest răspuns al lui Dumnezeu, Ieremia mai are o ultimă replică, cea de-a treia replică, în care el încearcă să se pocăiască el însuși, în locul poporului. Ieremia cunoștea așteptarea lui Dumnezeu, știa ce așteaptă Dumnezeu de la popor, știa că Dumnezeu aștepta ca poporul să se întoarcă la el cu pocăință. Dar uitându-se la Iuda, nu vedea absolut niciun semn că ar fi fost dispus să facă acest lucru. Și atunci se pocăiește el în locul lor, în numele lor. El spune așa, Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Pentru numele Tău, nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnia slavei Tale, nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Ne-am așteptat poate ca cel puțin în fața acestei ultime replici a lui Ieremia, în fața acestei de-a treilea replici a lui Ieremia, Dumnezeu să capituleze și să fie înduplecat. Dumnezeu însă nu se lasă înduioșat nici chiar de această pocăință a lui Ieremia în locul poporului. Și răspunsul este unul chiar mai categoric decât cel pe care l-am văzut anterior. Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! De ce nu ia aminte Dumnezeu la mijlocirea lui Ieremia? De ce îi spune să nu mijlocească, mai ales într-o situație atât de critică cum era aceea pentru ei atunci? Așa cum am văzut, seceta însemna mult mai mult decât faptul că nu aveau ploaie, însemna lipsa apei, lipsa hranei, inclusiv posibilitatea de a trebui să moară din pricina acestor lucruri. De ce nu ia aminte? De ce nu se lasă Dumnezeu înduplecat? Cu siguranță că răspunsul la o astfel de întrebare este unul mai complex. Deci chiar dacă nu vom putea răspunde la întrebare în întregime, în complexitatea ei, aș încerca să creionez câteva elemente care țin de contextul acestei afirmații, elemente care să ne ajute să înțelegem un pic mai bine afirmația. Și aș începe cu rolul lui Ieremia, în primul rând. Am început cu citind chemarea lui Ieremia și am văzut cum acolo Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia să fie purtătorul lui de cuvânt înaintea poporului. Prin mijlocirea lui Ieremia însă, pare să se îndepărteze de acest rol. El pare mai degrabă să încerce să-L înduplece pe Dumnezeu în favoarea poporului. Din acest punct de vedere, afirmația lui Dumnezeu nu mijloci. Poate fi înțeleasă și ca Ieremia. Eu nu la aceasta te-am chemat. Nu te-am chemat să fii vocea poporului înaintea mea, ci te-am chemat să fii purtătorul meu de cuvânt înaintea poporului. Dar în al doilea rând, natura mijlocirii s-ar putea să explice de ce anume Dumnezeu nu o acceptă. Și am putea observa că mijlocirea lui Ieremia vizează în special îndepărtarea pedepsei. Pedepsa care în contextul capitolului 14, așa cum am văzut, se referea la secetă, însă nu numai, sabia, foametea, moartea, erau și ele parte din pedepsele pe care Dumnezeu le anunțase asupra lor. Putea Dumnezeu să-și cruțe pur și simplu poporul dinaintea acestor pedepse? Dacă ar fi să ne uităm la această întrebare prin prisma contextului legământului, atunci Dumnezeu pare să fi fost constrâns cel puțin de doi factori să-și pedepsească poporul, și anume, în primul rând, blestemele legământului. Legământul prevedea că dacă ei nu ascultau, atunci Dumnezeu urma să aducă o pedeapsă asupra lor. Dar dacă nici în ciuda pedepsei ei nu se întorceau la Dumnezeu, ce urma să facă Dumnezeu? Levitic ne spune că Dumnezeu le-a comunicat faptul că vor fi pedepsiți de 7 ori mai rău. Ori cerința lui Ieremia în acest context era
deși poporul nu se întorsese, ca Dumnezeu să nu pedepsească de 7 ori mai rău, așa cum spusese în legământ, ci mai mult să înlăture pedeapsa, putea oare Dumnezeu să facă lucrul acesta? Mai mult, dacă ar fi să ne gândim la nimicirea cananiților și dacă vreți până în ziua de astăzi un semn de întrebare în mințile multora, de ce Dumnezeu a pedepsit poporul acesta ca să pună în locul lor propriul popor? Oare n-a fost Dumnezeu egoist? Și am văzut și la cananiți cum Dumnezeu a așteptat 400 de ani până când nelegiuirea cananiților și-a atins vârful. Iar când nelegiuirea cananiților și-a atins vârful, cananiții au ajuns dați spre nimicire. Și Dumnezeu a dus pedeapsa asupra lor. Același lucru s-a întâmplat și cu Israel, cu câțiva ani înainte de prorocia lui Ieremia. Nelegiuirea lui Israel a ajuns la culme și Dumnezeu și-a pedepsit poporul. Acum când nelegiuirea lui Iuda a ajuns la culme pe vremea lui Manase, putea oare Dumnezeu să treacă pur și simplu cu vederea păcatele lor doar pentru că Ieremia încerca să mijlocească pentru ei? Dar în al treilea rând, la fel cum am văzut în capitolul 7 că ritualurile religioase de la templu nu puteau înlocui ascultarea lor de Dumnezeu, în același mod, mijlocirea lui Ieremia nu poate, sau mijlocirea oricăruia, nu poate înlocui pocăința poporului. Doar pocăința poporului ar mai fi putut duce la evitarea răului pe care Dumnezeu își pusese în gând să-l facă. Și aici v-aș aduce aminte de un text din Noul Testament în care însuși Fiul lui Dumnezeu, vierul, în textul pildei, mijlocește pentru popor. Vă mai aduceți aminte probabil de pilda smochinului neroditor. Un stăpân avea un smochin și a venit în primul an să caute roadele și nu le-a găsit. A venit și al doilea, nu le-a găsit, a venit și al treilea an, tot nu a găsit nicio roadă. Și atunci a spus, taie-l, de ce să mai cuprindă pământul degeaba? Dar la auzul acestui verdict, vierul intervine și spune, Doamne, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, voi mai veni și anul următor să mijlocesc, și al patrulea, și al cincelea, și al miile ani. Textul nu se termină așa, ci dacă nu, îl vei tăia. Nu știm dacă în anul următor, stăpânul când s-a întors, a găsit sau nu roadă în smochinul lui. Însă un lucru rămâne cert, stăpânul urma să se întoarcă, să verifice și în al patrulea an roada smochinului său. Și dacă nu le va găsi, dacă nu va găsi nicio roadă în smochin, ce va face stăpânul? Textul nu ne sugerează niciun fel că vierul va putea la nesfârșit să mijlocească amânarea pedepsei. Rodirea în acel context ar fi fost singurul lucru care ar fi putut îndepărta pedeapsa. Dacă nu, adică dacă ei nu rodeau, Hristos i-a avertizat și pe ei încă de la începutul pildei. De altfel, cu afirmația aceasta începe pilda. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și observați cum și în textul acestei pilde, rodirea are de-a face cu pocăința pe care Dumnezeu o aștepta. Pocăința care ar fi putut face posibilă anularea pedepsei sau amânarea ei. Am văzut și în cartea Ieremia cum prorocul își cheamă poporul în repetate rânduri să se întoarcă la Dumnezeu, avertizându-i că dacă ei nu se vor întoarce, pedeapsa va deveni iminentă, pedeapsa va veni asupra lor. Poporul însă a refuzat până acum în mod sistematic să se întoarcă. Și acum, noi nu știm cu certitudine dacă mijlocirea lui Ieremia era una publică în văzul întregului popor sau nu, dar imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă era publică. Imaginați-vă că Ieremia ar fi venit și ar fi spus, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, pedeapsa va veni asupra voastră. Și poporul ar fi răspuns, nu ne întoarcem, nu vrem. După care Ieremia, în aceeași situație, s-ar fi întors. Atunci, sau poate peste o zi, două, ar fi zis, Doamne, și dacă nu se întorc, tot iartă-i. Ce ar fi înțeles poporul despre căile Domnului? Oare nu cumva în mintea lor s-ar fi cuibărit tocmai această idee? Că există și un alt mod de a evita pedeapsa decât prin pocăință? Oare nu cumva o astfel de înțelegere greșită a căilor Domnului vrea să corecteze Dumnezeu sau vrea să prevină Dumnezeu în acest text prin această afirmație de a nu mijloci? Dar nu în ultimul rând, afirmația nu mijloci nu trebuie înțeleasă ca fiind sinonimă
cu nu mai sunt dispus să iert. Dimpotrivă, așa cum vom vedea în lecția următoare, în capitolul 18, Dumnezeu ar fi fost dispus să ierte dacă poporul s-ar fi întors. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusese mâncând ți-l fac. Faptul că Duhul lui Dumnezeu așează capitolul 18 după capitolul 14 ne indică disponibilitatea lui Dumnezeu de a se îndura de poporul său. Însă dincolo de toate aceste afirmații, cred că această interdicție pe care Dumnezeu i-o rostește lui Ieremia, nu mijlocii, ridică o sumedenie de întrebări practice și în dreptul nostru. Nu oare Dumnezeu ne îngăduie să mijlocim? În ce fel o putem face? Sau care sunt limitele până la care putem mijloci pentru cineva? Filip ne va ajuta în cea de-a doua parte a mesajului să reflectăm la toate aceste întrebări pentru viața noastră. Salut și eu cu pacea Domnului Iisus. Pace! Ha, mulțumesc! E fain să te, când salut, să te salute cineva înapoi. Știu că e greu să vorbim de pace după în așa un text. Manu și începea mesajul data trecută cu suntem în fața celui mai greu text. Cred că Gabi putea la fel de bine să înceapă și de aici înainte texte, și dacă nu greu de înțeles, cum spunea Manu, greu de acceptat. Gabi a pus înaintea noastră trei secțiuni și a spus că se va limita la una. Vă cer pe permisiunea să fac și eu la fel din toate întrebările lui Gabi, să mă limitez la rândul meu foarte mult. Mijlocirea e un subiect extrem de vast. Rugăciunea pentru alții, cum să te rogi, când să te rogi. E un subiect vast, Biblia are foarte mult de spus. Mă gândeam așa cum am cântat vis-a-vis de Sfântul Cuvânt întrupat. Cred că avem ocazia de sărbători să ne uităm la viața Domnului Iisus în Evanghelii și cu siguranță vom vedea cel puțin exemplul Lui de mijlocire, de rugăciune pentru ceilalți. Dar cum spuneam, eu aș vrea să iau un subiect extrem de focalizat vis-a-vis de mijlocire. Pornind de această interdicție de-a lui Dumnezeu către Ieremia, nu mijlocii, și să vedem cum se leagă El de noi, dacă sunt situații în care Dumnezeu ne spune și nouă același lucru. Am avut joi o întâlnire de grup și discutând cu cei din grup, ne-am întrebat cu ce am rămas din cartea Ieremia fiecare. Care sunt lucrurile care ne-au impresionat până la acest punct, la capitolul 13 eram noi. Și una dintre persoanele din grup spunea, pe mine m-a impresionat modul în care Dumnezeu cu atâta insistență caută acest popor răzvrătit. Prin prorocul lui, cu buna, cu pedeapsa, în toate modurile posibile îl vedem cum urmărește acest popor realmente și încearcă să-l trezească, să-l scuture. Și îmi spunea el, am fost impresionat de dragostea lui Dumnezeu pe care o văd în această insistență a lui. Și în timp ce l-ascultam mă gândeam, las că ajung la capitolul 14, săptămâna viitoare. Oare îți vei mai păstra această părere? Și sper că vom pleca toți de aici spunând da. Și în capitolul 14 vedem aceeași dragoste a lui Dumnezeu. Și chiar și în interdicția lui pe care o dă lui Ieremia de a nu mijloci, dați-mi voie să cred că este același, Dumnezeu nu s-a schimbat, același caracter, aceeași dorință de a câștiga omul este și acolo. Și aș vrea să pornim discuția aplicativă vis-a-vis de un jumate de verset, pornind de la o jumătate de verset din capitolul 14, și anume 14:19b. Ieremia îi spune lui Dumnezeu, pentru ce ne lovește așa? Că nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam nădejde de pace și nu vine nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Ieremia dorea pentru poporul său, pentru frații săi, o vreme de vindecare. Dorea să vină peste ei o vreme de pace, dorea să vină o vreme de bine, vremuri mai bune. O dorință absolut legitimă, până la urmă Ieremia era și el evreu. Și uitându-se la suferința, la pedeapsa lui Dumnezeu care apăsa din ce în ce mai tare, așa cum am auzit, foamete, secetă, război și acea robie iminentă, Ieremia își dorea schimbarea circumstanțelor, își dorea vremuri mai bune. Și
am putea spune amin împreună cu el. Da, Doamne, adu vindecare, adu pace peste acest popor. Totuși Dumnezeu îl oprește. Și acum am auzit, îi spune, nu-mi cere asemenea lucruri. Aș vrea să afirm încă de la început că dacă Dumnezeu îl oprește pe Ieremia, este nu pentru faptul că Dumnezeu nu dorea pentru poporul său vindecare, pace, vremuri mai bune. Dimpotrivă, Dumnezeu le dorea mai mult. Și tocmai din acest motiv îl oprește pe Ieremia din a mijlocii. Oare nu cumva dorința lui Ieremia ca suferința să înceteze, ca circunstanțele să se schimbe, mergea împotriva vindecării, împotriva păcii, împotriva lucrurilor mai bune? Oare nu cumva Ieremia, apăsat de durerea din jur, pentru un moment a pierdut din vedere inima și planul lui Dumnezeu? Și spun asta nu cu superioritate, ci vedem un om extrem de sincer, un om care nu mai putea rezista văzând atâta suferință. Și cred că Dumnezeu îi interzice tocmai ca să-l ajute de fapt să înțeleagă că pacea, vindecarea, binele nu ține de domolirea circumstanțelor din exterior, de vremuri mai liniștite, de ploaia care să vină ca să nu mai fie secetă sau de armatele care să se retragă ca să nu mai fie război. Ci acestea țin de o atitudine a inimii, țin de tăierea împrejur a inimii, de acea schimbare profundă pe care Dumnezeu vroia să o nască în poporul său. Și mă întreb dacă nu cumva este la fel și în cazul nostru. Duminica trecută aminteam de mândrie. Am văzut în text că mândria a fost problema principală pe care Dumnezeu o vede în poporul său. Și defineam atunci mândria ca fiind acea dorință a omului de a nu mai urma scopul pentru care a fost creat de Dumnezeu. De a-și lua viața în mâini, de a fi propriul Dumnezeu într-un fel, de a fi suficient sieși și de a trăi de unul singur. Cu alte cuvinte, de a se descurca de unul singur, dacă ar fi să folosesc expresia lui Tavi. Dar mă întreb, oare cum transformă Dumnezeu mândria înapoi în smerenie? Cum te întorci la Dumnezeu după ce ai o astfel de atitudine de mândrie? Sau cum îl cauți pe Dumnezeu întâia oară când ai pornit cu o astfel de atitudine de mândrie în inima ta? Și cred că răspunsul este atunci când nu te mai descurci. Atunci când dai cu capul. Și nu doar puțin, ci dai cu capul tare. Atât de tare, când întreaga ta lume este întoarsă pe dos. Și când îți pierzi jaloanele după care te orientai înainte și dintr-o dată ești singur, nu mai înțelegi nimic din viața ta și îți dai seama că nu te mai descurci. Și acolo, în acel loc de dezastru, strigi după ajutor. Poporul din vremea lui Ieremia încă nu a dat cu capul suficient de tare cât să se trezească și de aceea Dumnezeu trebuia să continue să apese. Dar o făcea din dragoste, în speranța că se vor trezi măcar în ultimul ceas. Ce facem noi când vedem pe cei din jur trecând pe situații dificile? Pe cei dragi ai noștri? De multe ori, ca Ieremia, strigăm la Dumnezeu să oprească această situație care produce atâta durere. Doamne, te rog, intervină în viața copilului meu, intervină în viața prietenului meu, a vecinilor mei. Vezi boala asta care apasă de atâta timp. Doamne, adu vindecare. Vezi că și-a pierdut amândoi locul de muncă și sunt o situație disperată financiar. Doamne, fă o minune ca ei să fie stabil financiar. Adu bunăstare în familia lor. Sau poate vedem pe cineva care a suferit într-o relație și ne-am rugat ca să se schimbe, Dumnezeu să ia această suferință emoțională, să schimbe, să intervină, să salveze. Și cred că este normal într-un fel să ne rugăm așa, asta ne-am dorit și pentru noi, nu ne place să vedem suferință în jur. Dar dacă Dumnezeu consideră că El poate aduce vindecare cu adevărat, lăsând acea suferință, dacă tocmai prin acea boală, tocmai prin acea povară financiară sau chiar prin acea relație frântă vrea să ne câștige inima. Bănuiesc ce urmează acum. Hei, ușor de vorbit, Filip. Foarte ușor de spus lucrurile astea. E greu să le trăiești. Și m-am gândit și eu la asta. Și mi-am dat seama că, într-un fel, în viața mea,
Nu pot să spun că am experimentat o asemenea situație, să dau cu capul atât de tare, încât să simt că tot în jurul meu se clatină, că sunt zdruncinat până în adâncul sufletului meu. Și știu de asemenea că mulți dintre dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră ați experimentat așa ceva. Sau poate chiar acum treceți prin asta. Poate că, dacă Dumnezeu va considera, mă va trece și pe mine prin așa ceva. Și cred într-un fel că, neavând asemenea experiențe, sunt văduvit de un anumit gen de experimentare a prezenței lui Dumnezeu. De o anumită umblare cu El, pe care o experimentezi atunci când îți rămâne doar Dumnezeu și nimic altceva. Dar mai știu ceva și cred cu toată tăria. Cred că nimic nu se compară, nici o stare nu se compară cu ce a simțit fiul risipitor când a fost îmbrățișat de tatăl său. Dar ca să poată simți îmbrățișarea mai întâi, a trebuit să ajungă într-o stare deplorabilă. A trebuit ca mândria lui să fie sfărâmată de Dumnezeu până într-acolo încât să-și vină în fire, să se întoarcă acasă. Ar fi putut simți acea căldură a reprimirii înapoi, fără să fie experimentat pierderea, suferința? Oare noi am putea simți cu adevărat ce înseamnă iertare, har, dragoste, fără ca la rândul nostru să fie experimentat ce înseamnă să trăiești fără ele cu adevărat? Mă întreb dacă poporul Israel, care a uitat deja de mult vremea robiei, care se credea mare și frumos, putea să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă răscumpărare, iertare, întoarcere acasă, fără să simtă cu adevărat din nou robia care vine ca și consecința neascultărilor. Ca să duc lucrurile mai la concret, aș vrea să aduc înaintea voastră două mărturii ale unor persoane reale. Cu câteva luni în urmă, Asociația Preventis, unde lucrează și Violeta, soția mea, a avut o expoziție foto. Poate unii dintre voi ați văzut-o plimbându-vă prin centru sau prin parcul de la Julius Mall. Era vorba de niște obiecte care aparțineau unor foști consumatori de droguri. Sau obiecte care aveau o semnificație specială pentru ei. Și lângă poza acestor obiecte era și o scurtă mărturie în care acești foști consumatori spuneau de ce acel obiect are o semnificație aparte pentru situația lor. Aș vrea să aduc înaintea voastră două astfel de imagini și cu mărturiile alăturate lor. În primul rând, una din persoane aflată în această situație a adus o furculiță și un cuțit, ca și obiectele semnificative. Și spune așa: în perioada celor 2 ani de dependență de etnobotanice, aspectul meu fizic s-a deteriorat rău de tot. Miroseam urât, nu mă spălam, nu mă îngrijeam deloc, mergeam cu îngățămintea ruptă în picioare și de multe ori mă întorceam acasă desculț. Dar nu mă interesa. Și imaginea mea interioară era căzută. Nu mai eram deloc om. Nu mai aveam pic de sentimente. Am fost în stare să-mi falimentez familia financiar și psihic. Și nu-mi păsa. Am slăbit mult din cauza drogurilor. Pe atunci aveam 44 de kilograme. Eram plictisit, depresiv, foarte nervos. În fiecare dimineață scuipam sânge în chiuvetă. De multe ori am simțit că mor, era o suferință continuă. De neînțeles pentru mine, din când în când obișnuiam să iau o furculiță sau un cuțit din bucătărie, să aprind aragazul, să încing instrumentele și să încep să mă torturez. Parcă mai uitam așa de durerea din interiorul meu, parcă autopedepsirea mă mai răcorea puțin. Un alt obiect, o altă mărturie. Un carnet de elev din vremurile trecute. Spunea persoana: în școala generală vroiam să ajung doctor. În liceu nu mai doream decât să ajung major pentru a putea face ce vroiam. În școala generală am fost olimpic la matematică. În liceu nu am putut să trec clasa a 10-a timp de 9 ani. Într-o zi, directorul liceului s-a oprit în dreptul meu pe coridor, m-a salutat și m-a întrebat cam cât mai am de gând să rămân în școala aceea, căci lui se apropia vârsta pensionării. Stătusem în clasa 10-a cât pentru 3 facultăți.
Când m-am apucat de droguri, nu mi-a spus nimeni că pot ajunge dependent? Sau cum este dependența? Experiența de a afla toate acestea pe propria piele a fost una cruntă. Ce au în comun aceste două mărturii? Sunt doi oameni care au experimentat în profunzime consecința faptelor lor. Care au dat cu capul atât de rău, încât au ajuns la capătul puterilor, au ajuns ca nimeni din jurul lor să nu-i mai accepte, dar aminte să-i mai ajute. Dar mai au ceva în comun. Au ajuns ca acolo în singurătatea lor, cu toate visele năruite, cu toate relațiile frânte, să strige după ajutor. Și Dumnezeu le-a venit în ajutor. Prin harul lui au ajuns la un centru de reabilitare a persoanelor cu dependențe, un centru creștin. Iar acum, după mai mulți ani, sunt liberi în această dependență și implicați în a ajuta alți tineri dependenți ca și ei pentru a ieși sau a nu cădea în acest pericol. A fost nevoie ca să dea cu capul atât de tare? Oare se putea și altfel? Cum era dacă, după puțin consum, se descurcau, încă câțiva ani treceau, poate se căsătoreau, își năruiau familia, duceau mai departe lucrul ăsta și rămâneau și fără ceea ce lumea le putea oferi și fără Dumnezeu. Dar în mijlocul durerii, Dumnezeu li s-a descoperit. C.S. Lewis, în cartea sa, Problema durerii, are un citat foarte relevant, cred. El spune, Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, ne vorbește prin conștiință, dar strigă în dureri. Durerea este megafonul cu care trezește o lume surdă. Cum se leagă asta de mijlocire? Cum spuneam, noi ne dorim de multe ori un Dumnezeu salvator, care să vină să domolească circumstanțele și ne rugăm ca să-L scoată pe Cel pentru care ne rugăm din încercare, din durere. Dar de multe ori Dumnezeu lasă aceste lucruri tocmai ca să-și arate puterea mântuitoare. Și aici este o frază care, ce puțin pentru mine, este una importantă. Vindecarea, binele, pacea, pe care și Ieremia le dorea pentru poporul său, sunt în mod primordial stări ale inimii și nu ale circumstanțelor în care trăim. Și cred că asta ar fi vrut Dumnezeu să vadă în generația lui. Inimi schimbate. Înseamnă asta să nu mai mijlocim deloc pentru cei din jur? Cu siguranță că nu. Este un text bine cunoscut în 2 Timotei, care ne îndeamnă să facem rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Dar aș vrea să vedeți direcția pe care trebuie să o ia aceste rugăciuni, aceste mijlociri. Textul din Timotei se încheie, lucrul acesta este bine, este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Aceasta este dorința de pe inima lui Dumnezeu și aceasta trebuie să fie și direcția rugăciunilor, mijlocirii noastre pentru cei din jurul nostru. Așa că, într-un fel, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, nu te ruga pentru circunstanțe mai ușoare pentru poporul Israel, ci continuă să-ți împlinești misiunea de a transmite mesajul meu în mijlocul lui dezastrului, în speranța că poporul se va întoarce cu toată inima spre mine. Și cred că asta ne spune și nouă. Știu că sunt aici oameni care mijlocesc pentru copiilor, pentru părinților, pentru prieteni, colegi, neîntorși la Domnul. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. De aceea întotdeauna această mijlocire, pentru ca cei din jur să se întâlnească cu El, cred că este o rugăciune bună pe care o putem face din toată inima, cu curaj. Dar haideți să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu știe cel mai bine ce circunstanțe să lase în viața acestor oameni ca să împlinească această rugăciune. Și în dragostea Lui El va ști cum să li se reveleze. Dar de multe ori poate, ca și în cazul poporului Israel, o va face
prin suferință. Și cred că această rugăciune de mijlocire, cel puțin un rol cu siguranță va avea, va lucra la inima noastră, ne va acorda inima cu frecvența inimii lui Dumnezeu. Și asta ar fi rugăciunea mea, pentru dumneavoastră, pentru biserica noastră, să putem simți inima lui Dumnezeu pentru oameni, să putem mijloci cu curaj și insistență, dar în același timp să putem accepta că Dumnezeu lucrează câteodată altfel decât ne dorim noi. Amin.